Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Preasfinția voastră, preasfințiile voastre, preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, pelerinajul de Florii este o tradiție veche, dată încă IV-lea. Se practica la Ierusalim și importante orașe ale Ierusalimului. Tradiția aceasta a pelerinajului a lui Lazar după vecernie. Deci, atunci când începe sărbătoarea Floriilor, fie că este săvârșit în ziua înseși a intrării Domnului în Ierusalim ca sărbătoare, în ziua de Florii, are o mulțime de înțelesuri duhovnicești și contribuie la întărirea credinței, la întărirea comuniunii noastre bisericești și la înfrumusețarea orașului sau localității în care se săvârșește acest pelerinaj. În primul rând, pelerinajul este un simbol al credinței vii. Pentru că nu e suficient să credem în cugetul nostru, ci trebuie să și mărturisim cu buze, rugăciune și cântare în public credința pe care o avem. Și nu e de ajuns să stăm doar în casă sau în casa Domnului, ci procesiunea credinței ca o comuniune în mișcare, ca o adunare în mișcare, are o puternică influență spirituală, nu doar asupra celor care ne văd, ci asupra noastră însăși, întrucât ne simțim credincioși vii și credincioși misionari. După 70 de ani de întrerupere din cauza regimului comunist și apoi din cauza unei anumite delăsări spirituale, pelerinajul de Florii a fost reactualizat și în București, începând cu anul trecut. După ce el a fost reactualizat în Moldova, la Iași, și apoi în alte orașe ale Moldovei. Acum, în toate protopopiatele noastre, din Arhiepiscopia Bucureștilor, revedem, simțim din nou bucuria acestui pelerinaj și binecuvântările lui. Pelerinajul acesta de Florii, spuneam că este mai întâi o mărturisire a credinței noastre. E o mărturisire memorial, aducere aminte, o pomenire a marelui eveniment a intrării Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, când a fost primit de mulțimi ca recunoștință pentru minunile săvârșite și mai ales pentru învierea din morți a prietenului său Lazar din Betania, care a fost înviat din morți de către Hristos Domnul a patra zi după îngropare, a patra zi după moarte. Deci avem acest sentiment de a fi prezent în Ierusalim atunci când suntem prezenți la pelerinaj. Fiecare oraș creștin stabilește prin pelerinajul acesta o legătură sfântă cu Ierusalimul de odinioară. Deci ceea ce facem noi este o icoană vie a unui eveniment din trecut, dar prin harul sărbătorii, prin rugăciune, prin textele citite și prin cântări, devenim